Bună, dragilor! Astăzi, la Inspirația de 10 minute, povestim despre construcții. Am ajuns și la acest domeniu. Astăzi am alături de mine un invitat special care ne povestește o poveste de perseverență și încăpățânare în antreprenoriat. Și mai exact este povestea celor de la vindemieftin.ro, iar alături de noi este Cosmin Răileanu. Mulțumesc, Cosmin, că ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru ea, pentru că altfel nu ne-am fi cunoscut. Și de-abia aștept să vă povestesc ce mă întrebați. Mi s-a părut fascinantă povestea voastră, în primul rând faptul că ai avut curajul să digitalizezi, să zic așa, zona construcțiilor, unde nu este un domeniu, zona materialelor de construcții mai exact, unde nu este un domeniu neapărat digitalizabil, dacă pot să zic așa. Dar tu ai reușit să faci asta. Și aș vrea să-mi spui cum ți-a venit ideea să pornești un depozit de materiale de construcții online. Este relativ simplu. Un depozit de materiale de construcții clasic este, după cum știm cu toții, un generator de cost. Generează niște costuri de supraviețuire, de funcționare mai concret. Și abia apoi putem vorbi de profitabilitate. E bine, mi-am dat seama că acel cost aș putea să-l scutesc și să-l scot din ecuație dacă am, de exemplu, o livrare directă de la furnizor la client. Și atunci am renunțat la clasicul model de a ține stoc, de a gestiona un stoc, de a avea pierderi, de a avea angajați care să gestioneze acel stoc sau spații în care să depozitez marfa, mașini, sunt foarte multe. Și atunci m-am focusat pe nevoia clientului. Nevoia clientului era să-și cumpere produse la un preț bun, corect, și să primească, bineînțeles, o consultanță, pentru că atunci când construiește, clientul este începător. Atunci începe o facultate de construcții, da? Așa trebuie să... De asta se și spune că la a doua casă o să o construiești mai repede, mai ieftin, mai bine, da? Pentru că, de fapt, tu acumulezi experiență la prima casă și înveți din greșelile pe care le-ai făcut. Și cumva noi venim în întâmpinarea acestor clienți și încercăm să scutim prin consultanță greșelile pe care le pot face și care le pot afecta bugetele. Apropo de, ca să-ți răspund la întrebare, ideea mi-a venit când mi-am construit casa, pentru că mi-am dat seama prin ce trece un client atunci când face asta. Doar că n-am fost de acord să mai trec dintre asta la următoarea casă și am zis că trebuie să existe o companie care să facă și să rezolve problema asta în piață. Super! Și cum nu a fost această companie, te-ai gândit să o înființezi. Felicitări pentru asta! Mulțumesc! Da, m-am gândit să înființez și a venit vindemieftin.ro, a venit așa dintr-un brainstorming de vreun an de zile, am găsit expresia, să zic așa, care m-a inspirat și au trecut 8 ani de atunci. Da, este admirabil. Spune-mi totuși, după 8 ani de zile nu mai sunteți chiar un startup. Spune-mi, te rog, care este unicitatea voastră? Cu ce vă diferențiați față de alții, să zicem, alte companii similare de pe piață? Alte companii similare de pe piața de materiale de construcții sunt foarte multe și sunt foarte mari jucători, pentru că cu toții facem același lucru, vindem materiale de construcții. Doar că 99% din piață este reprezentată de comerțul clasic, cel cu stocuri, iar 1% din piață este reprezentată de magazine online sau diferiți agenți care vând online, să zic așa. Diferite firme mai mici sau mai mari care vând online. Ei bine, noi ne diferențiem în piața asta de vânzători de materiale de construcții online prin faptul că fiecare comandă are un consultant dedicat, redenumit de anul acesta depozit virtual, deci fiecare comandă primește pe cineva uman, da?
Al doilea lucru foarte diferențiator este că clientul poate să-și cumpere orice de la noi, de la beton și cherestea până la finisaje, acoperiș, termosisteme, instalații. Deci clientul poate să cumpere totul dintr-un singur loc. Și al treilea factor diferențiator este faptul că nu ne supărăm atunci când clientul nu cumpără de la noi. Asta da? Este cu adevărat unic. Da. Nu, pentru că nu suntem cei mai ieftini, nu avem mereu toate produsele în stoc într-o anumită zonă din țară. E posibil ca punctual, într-o anumită zonă, să existe cineva care are un stoc mai vechi, să aibă un preț mai bun decât noi și atunci noi sfătuim clientul să ceară mereu trei oferte înainte de a cumpăra și să le compare, să nu meargă pe sloganul, pe, mă rog, mesajul nostru, vindem ieftin, gata, acolo sunt cele mai ieftine. Nu, e posibil să, cum au fost acest lanț de scumpiri, care au impactat direct prețul atunci, în ziua respectivă, care le ofeream, clar că e posibil ca în aceste situații să existe cineva cu un stoc mai vechi, care să nu mărească prețul stocului vechi, doar ca să câștige eu mai mult. Că s-a întâmplat asta de curând și a fost o speculă foarte mare în piață. Dar noi suntem cumva alături de fiecare comandă, de fiecare client și suntem un comparator pentru cel care cumpără. Și după ce are două, trei oferte, poate să decide de unde achiziționează. Bravo! Asta chiar este o idee foarte bună și fair până la urmă, adică e foarte corectă și denotă că voi aveți seriozitate și că totuși business-ul vostru are în spate o stabilitate, pentru că de obicei toată lumea vrea să vândă și mai departe se gândește cum să mai fidelizeze clientul sau cum să-l mai... Și apropo că ziceai că vorbim puțin și de marketing, mă distra faptul că ziceai că nu vă supărați, că clientul nu cumpără de la voi. De obicei, prin marketing, știi, mai special în digital marketing, știi că cam tot se supără dacă clientul nu cumpără și atunci ce faci? Faci ads-uri ca să le trimiți celor care au vizitat site-ul și nu au cumpărat să-i convingi să cumpere, adică e... Da, nu, noi le spunem în continuare ce mai facem, ce produse mai avem, ce alternative ar avea. Suntem alături de client, dar s-a demonstrat că aceste cheltuieli, ca tu să funcționezi ca și depozit fizic, nu poți să le ignori. N-ai cum. Da? În momentul când ai un depozit, unde ai motostivuitor, mașini, angajați, stoc care se strică, se sparg sacii, se îndoaie panou, se zgârie tabla și le bași pe pierderi, acelea se duc direct în adaosul margei. Marja care o pune depozitul respectiv la produsele care le cumpără și pe care le revinde către clienți. Ei, asta nu putem să o păcălim. Matematica este una pentru toată lumea. În momentul când n-ai costuri cu asta, poți să-ți permiți să pui un adaos mai mic și atunci prețul produsului ajunge mai mic la client. Corect. Nu există o variantă care să îi scoată, să ne, cum să spun, să ne creeze o concurență corectă. Decât prin campaniile de marketing pe care fiecare dintre jucătorii mari le au și atrag clienții cu diferite produse scoase în față. E foarte important să fie nu doar produsul scos în față, ci să fie efectiv și livrabil și să fie 100% adevărat ce se spune în ofertă, pentru că e foarte important. Cel puțin noi punem accent pe chestia asta și încurajăm pe toată lumea să facă acest lucru. Nu folosiți oferte doar de dragul ofertelor, adică asta e clar. Păi aici pot să vă dau un exemplu concret, pentru că legislația din România nu se mișcă foarte rapid și nu apără clienții care sunt fraudați online. Adică îi apără, dar durează foarte mult procesul de identificare a celor care fac asta. Chiar de curând a fost un reportaj cu o companie care pur și simplu a promis ceva prețuri, clientul a dat banii și n-am putut să susțină acel preț. Da? Și atunci clientul a vrut bani înapoi și aici s-a creat o problemă de... nu știu, de întârzierea returului respectiv și asta înseamnă un pic de neîncredere în mediul online,
pe care noi am rezolvat-o cumva, pentru că nu avem clienți care să fie întâmpinat astfel de probleme. De asta fiecare comandă are un consultant. Nimeni nu poate să țină pasul cu 10.000 de produse pe un site să le actualizeze în timp real acum. Este imposibil, nu există un logaritm și nu există o conexiune cu furnizorii care să fie atât de bine organizați să poată să facă chestia asta. Și din acest motiv noi încurajăm clienții să ne spună ce vor ei în primul rând și după aceea să venim noi către ei dânsi cu propuneri, cu oferte, cu stocuri, cu alternative, ce nu. Da, mi se pare fascinant și dacă tot vorbim până la urmă, cum ziceam, chiar sunteți exemplul, să zicem așa, perfect de digitalizare și ce înseamnă digitalizare, aș vrea să ne arăți puțin, de exemplu, să mergem puțin într-o zonă mai practică. Dacă cineva vrea să își facă o casă și să zicem că vă găsește pe voi, care ar fi experiența lui cu site-ul vostru? Poate ne și împărtășești câteva imagini direct ca să fie... Ok. Site-ul nostru nu este foarte complicat, nu este foarte... Nu e un magazin, nu e un marketplace, da? E un site... simplu, în care spunem ce vindem și scoatem în față produsele, gamele de produse pe care le avem. O să dau un share screen ecranului. Păi este foarte simplu, căutăm pe Google vindemieftin.ro, da? Și ăsta este site-ul unde avem diferite game de produse. Iar clientul își alege, să zicem că vrea să-și facă un gard sau beton sau fier beton, mă rog, intră undeva și aici vede produsele pe care le avem. Prețurile sunt informative, pentru că diferă foarte mult prețul de marfă la un tir, de exemplu, pentru dezvoltatori imobiliari sau pentru... companiile care cumpără foarte multă marfă și cei care cumpără 2 bare, 5 bare, 10 bare, cantități mai mici. Atunci noi dăm un preț, niște marje în care putem să vindem acel produs și în funcție de nevoile clientului facem această, să zic, ofertă și detaliem cu clientul. Iar aici avem un formular unde clientul scrie ce are nevoie, un număr de telefon și o adresă de e-mail sau ne poate atașa chiar o listă de materiale dacă are într-un anumit format. Da? Și trimite oferta, cererea de ofertă către noi. Atât de simplu este, nimic nu e mai complicat. Iar pe prima pagină avem un formular unde pur și simplu scrie la fel ce are nevoie și trimite mai departe către noi. Noi totuși ne-am reușit să ne câștigăm încrederea clienților pentru că încasăm integral în avans orice comandă, asta este procedura și am reușit să ne câștigăm încrederea prin aceste recenzii video pe care clientul le poate vedea. Sunt recenzii filmate chiar de către clienții noștri, recenzii filmate cu telefonul mobil. Fiecare dintre clienții noștri a devenit cumva un reporter sau vedeta videoului respectiv. Nu sunt regizate, sunt sute de recenzii, deci nu putem spune că e ceva regizat, adică dacă vrea cineva să verifice, se uită în toate și dacă găsește unul care pare regizat, chiar suntem curioși care sunt argumentele din spate. Da? Și cam așa vine marfa, aceștia sunt clienții, spun de ce au comandat. Da. Asta e tot. Da? Asta mi se pare foarte, foarte frumos ce ați făcut aici. Practic ați creat o comunitate vindemieftin.ro, pentru că ce văd aici este exemplul concludent al unei comunități și faptul că clienții direct au făcut videouri neregizate, exact cum ziceai, mi se pare foarte util. Și despre asta e vorba acum, adică
cam toți ar trebui să pună accent pe clientul ca și persoană și interesele lui, nu doar să se promoveze agresiv, adică să implice în procesul de... Da, eu cred că cumva trebuie să educăm piața, trebuie să educăm oamenii, să fim cu adevărat alături de ei, pentru că este o foarte mare confuzie, majoritatea nu știu ce cumpără, există foarte multe limbaje folosite în domeniul construcțiilor, de exemplu, dacă apare cuvântul eco lângă acel produs, să zicem că vorbim de tablă eco sau plastă sudată eco, acel produs nu mai este în standardul pe care ți-l dă ție arhitectul atunci când ai un proiect. Dar tu nu știi treaba asta și spui, da, păi e de 8, păi e de 8 eco. Păi nu e de 8, e de 7,2 sau 7,5 grosime și tu nu știi că de fapt te impactează. Plasa aceea nu are 50 de kilograme, are 40 de kilograme. E normal să coste mai puțin, dar este și o altă calitate. Și tu, de exemplu, dacă vii la mine online și ceri plasa de 8, și eu îți dau plasă de 8 și spun că este 300 de lei și tu o găsești în depozit cu 290, dar de fapt e de 7, tu te-ai păcălit și tu nu știi treaba asta. Da? Iar în depozit, în principal în depozit, din cauza concurenței cu online, din cauza concurenței cu genul de business-uri cum e al nostru, în care spunem concret lucrurilor pe nume și avem un adaos mic, depozitele au găsit soluții și au venit cu game alternative care arată aproximativ la fel, au aparent aceleași calități, caracteristici, dar nu e același lucru. Iar clientul trebuie înștiințat și educat că sunt astfel de capcane. Nu toată lumea face asta, dar sunt foarte mulți care fac asta și legislația din România nu depistează la timp astfel de practici și nu se rezolvă, adică pe termen lung, până un primej de viață. Atunci când faci o placă la casa ta și ți-a dat arhitectul un anumit fier să-l pui acolo și tu ai cumpărat altceva, că deja nu mai e vorba de aceeași structură de rezistență. Da? Și asta poate continua. Poate vom vorbi într-o ediție următoare punctual pe aceste subiecte, pentru că mi se par foarte utile aceste informații și cred că, exact cum spuneai tu, foarte mulți oameni nu le știu, adică nu toți nu au master în construcții și nici studii de specialitate. Nu neapărat, dar pentru faptul că nu știu, se duc și acceptă condițiile constructorului. Și constructorul, când intervine în ecuație, vrea și el cel puțin 10%, doar pentru faptul că își ocupă timpul cu achiziția materialelor, doar pentru faptul că așa este la noi în România, vreau și eu partea mea, vreau și eu dreptul că ți-am adus clientul. Deci funcționează la noi de la arhitect, designer, constructor. Da? Deci este o piață despre care nu vorbește nimeni, n-are curaj să vorbească nimeni despre arhitecți care au comisioane, despre constructori care fac la fel, trimit clientul către un anumit furnizor ca după aceea el să-și facă achiziții de un anumit procent pentru că i-a adus acel client. Vorbim de designer la fel, care percep câteva sute sau 1.000-2.000 de euro acolo simbolic și după aceea își iau comisioane din materialele care le cumpără clientul pentru amenajare. Dar nimeni nu are curaj să vorbească despre asta pentru că le convine tuturor. Bine, până la urmă, din punct de vedere al marketingului, să spun aici, pot să vorbesc din expertiza mea, nu ar fi nimic rău în legătură cu asta, până la urmă e o formă de recomandare, să zic așa, între furnizor și designer sau arhitect. Permite să te contrazic. E adevărat, omul s-a chinuit să muncească banii. Exact. Da? Nu, vreau doar să punctez. Ar fi corect așa și e normal dar recomandarea să fie pe bună, adică nu doar cumpără de acolo și la un moment dat materialele să nu fie cum trebuie. Asta deci este problema. Nu există așa. Nu, ideea este că dacă tu câștigi din montaj, da, fă-ți treaba ca lumea și ocupă-te de montaj. În momentul când tu vrei să iei cu tot materiale
pentru că ți-au rămas la o lucrare niște produse și vrei să le bagi în lucrarea a cealaltă ca să mai câștigi ceva. Eu înțeleg că există niște chestii acolo, dar în momentul când faci treaba asta, de exemplu la un acoperiș, sunt acoperișuri de țiglă metalică care ultimele 2-3 foi de tablă de sus, de la coamă, sunt decolorate diferit. Da? E un semn, nu e nicio explicație pentru cineva care nu știe. Dar acele 2-3 foi de tablă sunt rămase de la o altă lucrare sau n-au ajuns și am mai adus încă 2-3 foi din alt lot. Când aud așa ceva, scuze că te întrerup. În momentul când e din alt lot, clar că nu mai este același lucru. Iar clientul nu are de unde să știe asta decât după 3, 4, 5 ani. Când e prea târziu. Da? Ei, asta se întâmplă în România și în momentul în care construcțiile, prețurile la materia de construcție au luat o razna, eu pot să spun că orice leu este important, orice economie este importantă și trebuie să prețuim banii mai mult decât înainte. Evident că banii înseamnă și timp, trebuie să muncim mai mult și fiecare trebuie să-și vadă de activitatea lui. Nu poți să te duci să te plimbi, să cauți tot timpul cel mai bun preț, te duci dintr-un depozit într-altul, faci un tur, așa ai pierdut o zi întreagă, timp în care puteai să îți câștigi banii din munca ta. Fie că ești medic, avocat, nu știu, muncitor sau orice ai fi, important este să-ți valorifici adevăratul potențial în timpul profesional pe care l-ai. Nu să te duci și să verifici unde găsești cel mai bun preț. Deci este o piață foarte mare, e una dintre cele mai mari piețe din lume, piața materialului de construcții, pentru că totul se renovează, totul se reconstruiește, nimic nu e veșnic. Și atunci este nevoie ca această piață cumva să funcționeze după niște reguli. Dar nu se întâmplă chiar așa. Mie pare rău că te-am contrazis, dar știu foarte bine ce înseamnă să scutești sau să plătești în plus 20% la 100 sau 200 de mii de euro investiții. Aici nu vorbim doar de clientul final care cumpără ceva mic. Vorbim despre un antreprenor care și-a făcut credit la bancă să-și facă o hală. Vorbim despre un antreprenor care își face un set de firmă sau își face puncte de desfacere și el să chinuie să plătească rate lunare ca să funcționeze și să-și dezvolte business-ul. Nu mi se pare normal să plătească comisioane doar pentru faptul că nu cunoaște și că e cineva în care el a dat încredere, a dat credit și primește contrariu pentru că nu știe. Cum trebuie să aibă alternative? O piață liberă în care trebuie să spunem adevărul clienților noștri și nu trebuie să facem un business doar din context, da? Că nu are clientul alternative, că nu găsește constructor, că nu e forță de muncă și trebuie să faci ca mine, că altfel nu-ți fac. S-a întâmplat asta, se întâmplă asta. Ăsta e motivul pentru care criza din România trebuie să vină și trebuie să ne pună, să ne reorganizeze puțin, da? Că eram foarte dezorganizați. Eu chiar mă bucur că m-ai contrazis, pentru că eu vorbesc dintr-o, să zic așa, din expertiza mea și cum ar trebui să fie, lucrurile într-o lume sau în teorie, așa ar trebui să funcționeze. Iar tu ai evidențiat ce se întâmplă în realitate, cu riscul de a se supăra foarte mulți constructori sau eu știu. Asta este până la urmă, trebuie să spunem lucrurilor. Lasă-mă să-ți dau un exemplu concret, care o să te enerveze și pe tine, da? Un exemplu concret, am cunoscut un arhitect care a auzit de vin de miere și a strâmbat din nas. Da, dar mie nu-mi convine. Și ok, nu-ți convine, dar te gândești la clientul tău care putea să... Da, dar eu... La 9 case, eu mai fac o casă. Deci eu fac 9 case pentru clienții mei și mie depozitul respectiv cu care el lucra, îmi mai dă material să mai fac o casă pe care o vând. M-a șocat asta. Sincer, m-a șocat. Și mi-am dat seama câtă piață este în România și cât de mult trebuie să fiu lângă fiecare dintre clienții noștri. Nu ai cum să ai o astfel de atitudine. E ca și când faci un rău unui pacient când ești medic, doar ca să ai în continuare de treabă. Da. Și aici trebuie să fie o deontologie și trebuie să avem un respect așa față de ce se întâmplă. Nu ai cum să faci asta. Nu poți să o accepti.
Și asta este una dintre valorile noastre. Nu oferim niciodată comisiuni celor care ne aduc clienți. Niciodată. Wow! Asta chiar e surprinzător, trebuie să recunosc. Adică e... Dar eu, privind ce ai zis, chiar e, face sens. Adică e super, super ok. Și felicitări pentru asta. Îmi place foarte mult ce ai punctat, că în perioada aceasta cumva e nevoie de o criză în România. Părerea mea este că e nevoie de o criză, adică cumva în toată lumea, dar în România în mod special, pentru că, într-adevăr, și în timpuri de criză, oportunitățile se ivesc și sunt pentru cei care știu să le vadă și știu să se reinventeze. Dar cred că asta am învățat în acești 2 ani în care realitatea pe care o știam nu mai era la fel, adică s-a schimbat brusc și a trebuit să ne reinventăm cu toții, fiecare în felul nostru. Dar cred că despre asta este vorba, să aducem valoare cu adevărat serviciilor noastre, nu doar să facem treaba și să mergem mai departe sau să încasăm banii și să nu mai răspundem la telefoane și alte chestii. Da, da, din păcate... Unii vor suferi foarte tare, alții își vor da seama că trebuie să schimbe ceva, pentru că schimbarea vine de la fiecare dintre noi. Până la urmă, despre asta este antreprenoriatul și despre asta aici se face diferența între o poveste de succes, de business de succes și o poveste care eșuează sau rămâne pe un nivel mediocru. Trebuie perseverență, cum spuneam, și... calitate în servicii, nu doar servicii superficiale.